Mulțumim Domnului că și în această dimineață putem să stăm înaintea Lui. Uitați-vă afară, aici la noi, în Ciudad Real, e un timp foarte frumos, e un soare frumos, dar dacă ne aducem aminte cum era ziua de ieri, ploaie, vânt, frig, așa face Dumnezeu. Poate că și în viețile noastre au fost vremuri mai grele, vremuri de încercare, vremuri de probleme, dar aș dori ca în sufletul nostru, în această dimineață, să răsară soarele neprihănirii și vindecării, așa cum spune cuvântul, va fi sub aripile Lui. Aș vrea să citesc cuvântul Domnului, un cuvânt din Evanghelia după Marcu, capitolul 13, trei versete, de la versetul 35 la versetul 37. Evanghelia după Marcu, capitolul 35, capitolul 13, de la 35. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Acesta este cuvântul pe care l-am citit în această dimineață. Sunt frați care au de două ori Paștele pe an. Așa, noi ca români le putem avea acum, le putem avea și duminica viitoare. Și dacă suntem atenți la lucrarea Domnului, îți spune când oficiem cina Domnului, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Acestea sunt Paști, 12 pe an. Paștile este o amintire, o sărbătoare. Acum poate cineva ar întreba, dar care este adevărul? Când trebuie sărbătorite. Aici se sărbătoresc după cum o hotărăsc ei, oamenii. Dar în vechime, sărbătoarea Paștelor avea o zi hotărâtă de Dumnezeu care nu se schimba. Era în ziua a 14-a a lunii întâi. Fie că cădea în prima zi de a săptămânii, fie că cădea la 5-a zi a săptămânii, sărbătoarea era în ziua aceea, deci rectific, ziua întâi, în ziua a 14-a, era data fixă când se sărbătoarea. La noi diferă, luna asta în aprilie, luna viitoare poate fi mai, anul viitor, în altă lună, în alt an poate fi în altă lună, dar nu aceasta e important. Aș dori ca în câteva gânduri, chiar dacă îndemnul este, cuvântul este îndemn la veghere, la mine un îndemn este 15 până la 20 de minute, este un îndemn. De la 25 la 40-50 de minute poate să fie o predică, un cuvânt de învățătură. Și aș dori ca în această zi, în timpul care îl am la dispoziție, să vorbesc despre lucrul acesta. Despre intrarea în Ierusalim au amintit frații, am ascultat, am văzut aici, au amintit frații toate lucrurile aproape referitor la intrarea Domnului în Ierusalim. Dar am rămas la o întrebare. Întrebarea pe care fratele Gabriel Dumitru spunea că după vremea aceasta de carantină, ce vrea Dumnezeu de la noi? Cum vrea Dumnezeu ca să trăim în continuare? Ce vrea Dumnezeu ca să facem? Și aș dori ca în sensul acesta să vedem din cuvântul Domnului, din această zi, cuvânt pe care l-am citit, și să vedem ce vrea Domnul Iisus. Sunt cuvintele, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus rostite ucenicilor în ultima seară, când a fost cu ei. După cină, după ce au mers în grădină, o fac așa mai rapidă, au mers în grădină, au ajuns la rogul rugăciunii, s-au rugat. Așa și ce le-a spus Domnul Iisus la ucenici? În Matei 26, versetul 36. Au ajuns la locul rugăciunii, Matei 26,
Și versetul 36, așa. Ședeți aici până mă voi duce să mă rog. Versetul 37, a luat cu el pe Petru, pe Iacob și pe fiul lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici, vegheați și rugați-vă. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu știu dacă noi privim groaza aceasta sau ciuma aceasta sau cum să o numim noi, molima aceasta, virusul acesta, dacă îl primim și atinge supărarea, care a atins supărarea ucenicilor când Domnul le-a spus că pleacă de la ei. Eu cred că ei au fost mai întristați ca noi. Ei au fost mai întristați ca noi. Și Domnul Iisus atât le-a cerut. Aduceți-vă aminte că și după aceste cuvinte care le-a spus el aici, imediat vin, îl prind și nu mai are niciun contact ucenicii cu Domnul. Domnul este singur, ei se răspândesc, să fug fiecare, să-și scape viața. Dar Domnul Iisus le spune, rămâneți aici, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Când se întoarce, la ăia trei îi găsește dormind. Îi zice la Petru, în ceas, ai putut să vezi. Se duce iar, se roagă, se întoarce iar, îi găsește iar dormind. Și de multe ori, biruințele din ziua de astăzi, pe care le putem avea noi, depinde de rugăciunea care am făcut-o în ziua trecută sau noaptea trecută. Aduceți-vă aminte de Petru, când Domnul le-a spus ca să vegheze, el a dormit cu ceilalți. În aceeași noapte, a urmat lepădarea și Domnul Iisus l-a înștiințat. Satana a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru credința ta, ca după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi și să leapă de fața unei femei. El care spunea cu două ceasuri sau cu trei ceasuri înainte, eu sunt gata ca să merg cu tine și la moarte. Și eu consider că ceea ce vrea, ceea ce pretinde, ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, în vreme ca aceasta, este veghere și rugăciune. Veghere și rugăciune. De aceea am considerat că puteam să iau frumos un pasaj, un cuvânt din Vechiul Testament, din istorie, o învățătură frumoasă, plăcută, dar la ce de folos ne? Prefer mai bine să insist asupra unor lucruri care ne sunt de folos în viitorul care ne stă în față, că nu știm ce va veni. Eu cred că vremuri mai bune nu vor veni, decât și cum au fost astea din anul trecut, până în anul trecut, să zicem așa. Nu vor veni. Consider, eu cred eu că nu vor veni. Nu știu, asta Dumnezeu știe. Pentru că eu nu sunt proroc, eu vă spun clar, eu nu sunt proroc. Așa. Dar aș dori ca Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze și să ne întărească. Hai să încerc în câteva gânduri să împărtășim împreună acest cuvânt pe care l-a spus Domnul Iisus aici. Rămâneți aici și vegheați. În cuvântul care l-am citit spune vegheați din Marcu, le spunea evanghelistul Marcu, vegheați, Domnul Iisus, vegheați, pentru că nu știți. Ce înseamnă a veghea? Poate cineva ar întreba, dar cum se face vegherea? Ce este vegherea? Ce înseamnă a veghea? A veghea înseamnă a sta de strajă, a nu dormi, a fi treaz, a privi la tot ce se întâmplă sau să petrece în jur. Și a veghea înseamnă a aștepta pe Domnul nostru Iisus Hristos. Vegheați, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Marcu, în versetul 35, pentru că nu știți când vine stăpânul. Dacă eu acum am adormit și la 5 minute după ce am adormit, vine stăpânul, cum mă găsește? Dormind. Nu mă mai găsește veghind.
Și în Evanghelia după Luca, mai înainte spune ca să stea treaz, să vegheze, ca în ziua când va veni stăpânul și va bate la ușă să-i deschidă îndată. Dacă vine stăpânul și bate la ușă, așa cum îți spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, în pilda celor 10 fecioare, s-aude strigarea, dacă dormi, nu auzi. În alte evanghelie vine stăpânul, bate, dacă dormi, nu auzi. Rămânem afară. Aș dori ca Domnul să fie cel care să ne ajute. Am arătat ce înseamnă a veghea. Acum, vegherea aceasta, a veghea, sau vegherea aceasta, noi credincioșii trebuie să o facem sau să veghem în trei direcții. Sau veghere făcută cu trei scopuri. Cum vreți dumneavoastră să o luați? Sau în trei direcții, sau cu trei scopuri. În același timp, să veghem asupra a trei obiective, de exemplu, care ați făcut armata când să stă în gardă, de strajă, cum se numea gardă, așa, fiecare avea de păzit un obiectiv în unitatea aceea militară. Noi trebuie să vedem asupra a trei aspecte, dacă vreți să le număm așa. În primul rând, și am să vi le arăt cu dovezi biblice fiecare dintre ele. În primul rând, așa, sau numărul 1, veghere în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos. Repet, veghere în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos. Am să iau două pasaje din Evanghelia după Matei, din capitolul 24, așa 24 și versetul 42. 24 și 42. Spune, vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Știe cineva de aici când vine? Nu știe nimeni când vine. Și ca să ne găsească veghind, ca să ne găsească treș, veghind, trebuie să veghem în tot timpul. Apoi în Matei 25 și versetul 13 spune, vegheați dar că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Acesta este primul aspect de veghere. Veghere în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Apoi, în al doilea rând, trebuie să veghem asupra noastră înșine. În același timp, trebuie să combinăm aceste două vegheri, cu un ochi în sus și cu unul la noi. Să veghem asupra noastră. Și aici am mai multe citate. Și aici vedem că Domnul Iisus Hristos a învățat pe ucenici ca vegherea să o combineze sau să o, la veghere, să mai adauge ceva. De exemplu, în Matei 26 și versetul 41, așa, Matei 26 și versetul 41 zice, vegheați și rugați-vă. Deci împreună cu vegherea trebuie să punem și rugăciunea. Vegheați și rugați-vă. Dar de ce? Aceasta nu e mai în așteptarea venirii Domnului. Aceasta e în cont personal. Vegheați ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Dacă ne uităm, cele mai multe cuvinte ale Domnului Iisus Hristos îndreptate către ucenici în vederea vegherii sunt în ultima săptămână. În ultima
săptămână. Vorbește Domnul Iisus către ucenici și le spune să vegheze în ultima săptămână, începând de la intrarea în Ierusalim până când a fost prins. Le spune să vegheze. Deci rugați, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Un motiv. Al doilea. Pentru ce trebuie să mai veghem dar? Luca 21, versetul 36. Luca, capitolul 21 și versetul 36. Unde Domnul Iisus zice către ucenici, vegheați dar când? În tot timpul. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. De ce? Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deci, repet versetul, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. Aceasta este asupra noastră personal. Ca să avem putere să scăpăm de tot ceea ce se întâmplă și să stăm în picioare înaintea Fiului Omului. Apoi, mai avem o veghere arătată de psalmist, de psalm, în psalmul 50, versetul 23. Și acel verset spune așa, celui ce veghea, așa, cine aduce mulțumiri ca jertfă, spune psalmistul, acela mă proslăvește. Și în a doua parte a versetului zice, și celui ce veghează asupra căii lui. Trebuie să veghem asupra căilor noastre. Asupra umbletelor noastre, asupra cuvintelor noastre, să veghem asupra noastră, veghează. Deci cel ce veghează asupra căii lui, la acela Dumnezeu ce face? Îi voi arăta mântuirea mea, dar la cel ce nu veghează asupra căii lui. Umblă pe căile care nu trebuie să umble, aleargă pe drumurile pe care nu trebuie să aleargă, face lucrurile care nu trebuie să le facă. Se va zice în dreptul lui că va primi mântuirea. Nu se va zice. Celui ce veghează asupra căii lui, la acela îi va arăta Dumnezeu mântuirea lui. Domnul să ne ajute ca să veghem asupra căilor noastre. Apoi, vegherea mai trebuie însoțită sau combinată, așa cum ne spune Apostolul Pavel în Romani, avem un titlu în capitolul 13 și în pasajul acesta din Scriptură, de vreo 5 sau 6 versete, spune veghere și curăsire. Vegherea, în sensul acesta, trebuie să o combinăm sau sau curățenia trebuie să o punem lângă veghere. Sau să veghem în curățire. În curățire. Dar cum se face aceasta? Poate cineva ar întreba, cum se face vegherea aceasta în curățire? Romani, capitolul 13, versetul 13 și versetul 14 și cuvântul Domnului spune așa. Uite cum se face o veghere în curăție. Dumnezeu o consideră o veghere în curăție. Și zice așa. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Nu așa. Nu așa. Aceasta nu e curățire, aceasta e necurăție. Noi trebuie să trăim în curăție. Și zice, ci îmbrăcați-vă, versetul 14, în Domnul Iisus Hristos. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Purtând atâta, așa de mult timp, acordând firii noastre pământești,
trăind, gândindu-ne la eul nostru atâta, așa, ne depărtăm de Dumnezeu. Firea pământească, eul nostru, trebuie răstignit împreună cu Hristos, așa cum spunea cuvântul, ca să trăim, să trăim frumos ca în timpul zilei. Atunci vei reuși să trăiești frumos ca în timpul zilei, când eul nostru, eul meu, eul dumnitare, firea noastră pământească va fi răstignită. Și dacă e răstignită, e moartă. Și atunci nu mai ascultăm de îndemnurile ei, cum spune în Romani, capitolul 8, apostolul Pavel. Apoi, deci aceasta ar fi veghere asupra noastră. Mai sunt multe pasaje, vegheați unii asupra altora. Fiecare să vegheze asupra lui însuși. Deci sunt multe alte cuvinte. Eu mi-am notat aici doar câteva prin care am putea să ne apropiem de Dumnezeu. Deci, veghere în așteptarea Domnului Iisus Hristos, în același timp, veghere asupra noastră înșine, ca să ne păstrăm curați și sfinți înaintea lui Dumnezeu. Și mai avem, mi-am notat aici, mai avem de vegheat asupra cuiva. Mai avem de vegheat asupra cuiva. Să veghem asupra atacurilor vrăjmașe. Asupra atacurilor vrăjmașe. Hai să citim lucrul acesta și vegherea aici trebuie însoțită de ceva. 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. 1 Petru, capitolul 5 și versetul 8. Și Apostolul Petru aici spune așa. Fiți treji. Deci vegherea trebuie... aceasta fi treaz, s-o punem lângă veghere. Fiți treji și vegheați. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târpăle ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Nu-i suficient că veghem în așteptarea Fiului Omului. Că veghem asupra noastră personal, trebuie să veghem și asupra Lui ca să nu ne afecteze, ca să nu ne învingă, ca să nu ne biruiască. În Exod, capitolul 23 și versetul 21, când Dumnezeu se supără pe Israel, le zice așa, căci el va trimite un înger, Exod 23 și versetul 21, zice așa, citim și versetul 20, iată, eu trimit pe înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă la locul pe care l-am pregătit. Îi zice Dumnezeu, am să trimit un înger, dar la popor ce zice? Versetul următor. Zice, fii cu ochii în patru. Acum, cum înseamnă? Să te apuci și să-ți crepi fiecare ochi în patru? Nu la aceasta se referă. Fiți cu ochii în patru înaintea Lui și ascultați de glasul Lui. E vorba de un înger. Să nu vă împotriviți Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Să aveți ochii în patru. Ce înseamnă aceasta? Aceasta este referitor la veghere. Noi trebuie să privim înainte, trebuie să fim atenți și să privim înapoi, trebuie să privim la dreapta și trebuie să privim la stânga. Că nu știi de unde vine inamicul, de unde vine potrivnicul.
Poate veni din față, poate veni din spate, poate veni din dreapta, poate veni din stânga. Dar eu zic încă altceva. Noi trebuie să avem ochii în cinci. Să nu uităm să privim și în sus. Pentru că din de sus vine izbăvirea, arată Scriptura. De sus vine Domnul Iisus Hristos când va veni și îl așteptăm să avem privirile în sus și să nu uităm un lucru. De sus vin și puteri demonice care intră în minte, din minte în inimă, gânduri, ispitiri. Și apostolul ne învață că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor, a stăpânirilor, întunericului acestuia, împotriva puterilor acestea cerești. Acestea vin de sus. Trebuie să veghem. Dar cum le putem împotrivi? Căci mă apropii de încheiere. Cum le putem împotrivi? Cum le putem birui? Cum le putem împotrivi? Ia versetul din Petru, versetul 9, deci 1 Petru 5 a fost versetul 8. Fiți treziți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și acum versetul 9, zice, împotriviți-vă lui tare, în credință, nu oricum. În credință. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași fel de suferință ca și voi. Și Iacov, apostolul Iacov, în capitolul 4 și versetul 7 zice, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, supuneți-vă lui Dumnezeu și zice, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Arma de a scăpa de puterile acestea este o împotrivire înaintea, împotriva lui, o împotrivire prin credință. Domnul să fie cel care să lucreze. Și acum vreau să închei cu cuvintele, frumoasele cuvinte care le-am amintit în această dimineață, din Evanghelia după Marcu, am spus, capitolul 13 și versetele 35 la 37, căci trebuie să plec dincolo. Marcu, capitolul 13, versetul 35 la 37. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Și ne atenționează. Temeți-vă, ca nu cumva venind fără veste, că nu te anunță dinainte, nu-ți vine nicio recomandată, nu te sună să spună, vezi că, cum facem noi când merem cineva, vezi că în două ceasuri la tine, sau dacă e mai departe, peste două zile. Nu te anunță. Temeți-vă, ca nu cumva venind fără veste, să vă găsească dormind. Și acum, versetul acesta, măcar cu acesta să rămânem. Ce zic vouă, spunea Domnul Iisus Hristos, zic tuturor, vegheați. Ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Domnul să ne ajute ca în ziua aceea, dacă aici nu ne vom mai vedea. Și așa ne vedem numai prin tehnologia asta care o avem și încă nu ne-am văzut. Poate că Dumnezeu va aduce vremea când ne vom vedea și în față. Domnul știe. Dar dacă nu ne vom vedea, să ne vedem cu toții și să moștenim împărăția Lui. Amin. Domnul să vă...